Ministerul Muncii și Protecției Sociale a desemnat câștigătorii concursului Premiului Național pentru Vârstnici pentru o viață activă la orice vârstă. La concurs au fost depuse în total 14 dosare, iar 8 au fost desemnate câștigătoare. Este vorba de vârstnicii care au demonstrat realizări și performanțe deosebite în diverse domenii, inclusiv medicină, cultură și servicii sociale. Concursul se desfășoară în fiecare an cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate pentru a promova îmbătrânirea activă, implicarea în viața socială și pentru aprecierea performanțelor deosebite ale vârstnicilor. Am activat în viața mea numai 62 de ani împliniți. După pensie, pensia nu e ca să ne oprim și gata să nu mai activăm, 24 de ani margă. Noi am reușit să mobilizăm resurse pentru ca pensia medie să crească cu 90%, iar pensia minimă cu 143%. Noi am redus din mai multe inechități din sistemul de pensie, iar începând cu anul viitor, vom introduce un nou tip de pensie, pensia minimă pentru carieră lungă, pentru acei pensionari care au un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani, deci au muncit întreaga viață.